Și în acest an, fabrica de ciment de la Valea Mare a dotat secția de radiologie și magistică a Spitalului Municipal Câmpul Lung cu un ecograf Doppler 3D de producție japoneză. Pe lângă echipamentul de bază, pachetul mai cuprinde softuri de lucru, sondă convexă, sondă liniară și videoprinter alb-negru. Prin acest ecograf se stabilește un diagnostic diferențial foarte bun în patologia vizuală. La fața locului au fost prezenți consilieri locali, membri ai conducerii spitalului, dar și directorul fabricii de ciment. Eu vreau să apreciez că avantajele pentru spitalele acestui echipament de ultimă generație vor fi nu doar medicale, ci și financiare, de calitate și de consolidare a poziției noastre pe piața serviciilor medicale. Dar că întotdeauna trebuie să subliniez faptul că adevărații beneficiari vor fi pacienții noștri, spitalul nostru fiind doar un intermediar în proiectul de responsabilitate socială pe care Holcim îl derulează în susținerea sănătății mușcevenilor. Și ca să nu considerați că este vorba doar despre afirmații formale de protocol, vreau să vă informez, așa după cum rezultă din evidențele statistice, că aparatura sponsorizată până acum de către partenerii noștri de la Holcim, că cu aparatură s-au efectuat peste 100.000 de analize și de prestații medicale specifice. Aparatul de ultimă generație are o valoare de achiziție de circa 30.000 de euro și contribuie la o diagnosticare mai rapidă și mai precisă, evitându-se astfel trimiterea pacienților către alte unități medicale. Parteneriatul cu fabrica de ciment a început în urmă cu 10 ani și în acest timp Spitalul Municipal din Câmpul Lung a primit ca sponsorizare o serie impresionantă de aparatură medicală performantă. Printre acestea se numără un sistem de chirurgie laparoscopică, un analizator de gaze și electroliți și un aparat de anestezie. Cu aceste echipamente medicale s-au realizat peste 100.000 de prestații și analize specifice. Responsabilitatea socială este cât se poate de importantă și noi ne asumăm, această responsabilitate socială. Suntem aici pentru că credem în lucrurile făcute bine și făcute pentru cei cu care interacționăm. Pentru că în cazul dumneavoastră, la cei 120.000 de cetățeni, locuitori arondați, de fapt, și noi cei de aici, și cei de pe stradă, și cei de acasă, suntem, de fapt, niște posibili candidați de a avea o treabă pacii. Din prietenie, sperăm să dau din prietenie. Dar toți, la un moment dat, o să avem nevoie de aceste servicii. Șeful secției radiologie și magistică medicală din cadrul Spitalului Municipal din Câmpul Lung a făcut celor prezenți o demonstrație cu noul ecograf Doppler 3D și a mulțumit sponsorilor pentru donația făcută. Și putem vedea la respectiva placă cum este fluxul sanguin, dacă se reduce, ce fel de rezistivitate și pulsabilitate are vasul respectiv, care este viteza maximă în teritoriul obstruat. Eu zic că este altceva, nu? Și deci cu sonda aceasta micuță putem vedea și sân, putem vedea și tendoane și mușchi, putem să le spunem oamenilor acum. Nu este tumoră, este un hematom. Nu este un hematom, este altceva mult mai grav, care trebuie să mergeți în altă parte. Deci prin această mică sondă. Anual, la Spitalul Municipal Câmpul Lung, numai pentru pacienții internați se realizează circa 10.000 de ecografii la care se adaugă cele pentru bolnavii tratați în ambulatoriu. Pentru efectuarea de ecografie au competența acreditată un număr de 11 medici, iar curând urmează să își înceapă activitatea un nou medic specialist în radiologie și magistică medicală.